Tragedie într-o familie din raionul Cahul. O femeie a descoperit în casă trupul neînsuflețit al fiicei sale mai mari. Descoperirea a avut loc în această dimineață, în jurul orei 7, în localitatea Crihana Veche. Femeia, în vârstă de 37 de ani, a sunat imediat la poliție și a anunțat că fiica ei de 16 ani este moartă. În jurul orei 7:00, la inspectoratul de poliție Cahul, a parvenit un apel telefonic de la o locuitoare a satului Crihana Veche, care a comunicat că aceasta la domiciliu și-a depistat fiica cu vârsta de 16 ani fără suflare. În urma deplasării la fața locului a grupei operative și a medicului legist, s-a constatat lipsa semnelor de moarte violente, cauza preliminară a morții fiind intoxicația cu dioxid de carbon. Unele surse media scriu că minora provenea dintr-o familie bună, cu 3 copii, părinți tineri, iar ea era primul copil din familie. Conform statisticilor deținute de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, de la începutul anului 2018 până la începutul lunii octombrie, pe întreg teritoriul Republicii Moldova au avut loc 43 de cazuri de intoxicații, 14 dintre care s-au soldat cu decesul a 21 de persoane.